Violonistul Gabriel Croitoru este un muzician cu o extrem de bogată prezență în viața muzicală, în multipla postură de solist-concertist al orchestrelor Radio România și al Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, prim violonist al Quartetului Transilvan al Filarmonicii din Cluj-Napoca și profesor universitar doctor la Universitatea Națională de Muzică din București. Din 2008, violonistul Gabriel Croitoru a câștigat dreptul de folosință și cântă pe o vioară construită în anul 1730 de celebrul luthier Giuseppe Guarnieri, supranumit Del Gesù, instrument ce i-a aparținut lui George Enescu, aflat în patrimoniul și pus la dispoziție de Muzeul Național George Enescu. De-a lungul timpului, Gabriel Croitoru a apărut ca solist în compania unor orchestre importante, precum Royal Philharmonic din Londra, Gewandhaus Orchester Leipzig, Orchestra de Cameră Regina Sofia, Festival String of Luzern Chamber Orchestra, orchestrele sinfonice din Monte Carlo, Salonic, Malaga, Sevilla, Galicia, Pamplona, Cannes, Lyon, ansamblul orchestral din Marsilia sau Southwest Symphony. Ca interpret de muzică de cameră, Gabriel Croitoru a susținut recitaluri în Franța, Spania, Germania, Belgia, Olanda, Italia, Republica Cehă, Bulgaria, Ungaria, China, Statele Unite și nu numai. În prima parte a carierei, Gabriel Croitoru a câștigat premii la numeroase competiții naționale și internaționale, dintre care amintim concursurile Henryk Wieniawski de la Lublin, Polonia, concursul Pablo Sarasate de la Pamplona, Spania, Tibor Varga, Sion, Elveția, Niccolo Paganini, Genova, Italia, Fritz Kreisler, Viena, Austria și a fost catalogat de către presa franceză de specialitate ca un violonist excepțional cu o tehnică impecabilă după ce a câștigat concursul Zino Francescati, Aix-en-Provence, Franța. Arta sa interpretativă se regăsește în numeroase înregistrări pentru Fonoteca Radio România și respectiv albume discografice solo, de muzică de cameră și cu orchestra. Din 2012, Gabriel Croitoru a participat alături de violonistul Liviu Prunaru și de pianistul Horia Mihail la turneele naționale anuale Vioara lui Enescu și Duelul Viorilor Stradivarius vs. Guarnieri, evenimente ce l-au adus pe scene din numeroase localități din întreaga țară, dar și în străinătate, unde a fost aplaudat de mii de spectatori entuziaști. Vă invităm să urmăriți sub genericul Medalioane Muzicale de Iarnă, Impromptu Concertant de George Enescu în interpretarea violonistului Gabriel Croitoru, acompaniat la pian de Horia Mihail.